Jack London, Mihail, câine de circ, capitolul 13. Capitanul Doane trudea din greu până ce îl apuca amețeala, urmărind soarele, în drumul lui zilnic pe cer, corectând cu ajutorul ecuațiilor timpului deviațiile pricinuite de rotația pământului pe cercul uriaș al orbitei sale, notând pe hartă dreptele de înclinație și calculând cu latitudini presupuse. Simon Nishikanta își bătea joc de calculele capitanului, despre care spunea că nu sunt bune de nimic, și continua să picteze acoarele când era liniștit și să împuște balene, păsări de mare și tot ce putea fi împușcat, atunci când nu era în apele lui și îi se făcea lehamite de mare, dezamăgit că nu se mai arăta odată creasta Lion's Head de pe insula Comorilor, spre care îi ducea lup de mare. Am să-ți arăt că nu sunt dintre cei care își mănâncă de sub unghii, spuse Nishikanta într-o zi după ce se prăjise 5 ceasuri în vârful catargului, tot iscodind marea. Capitane Doane, cât ar fi trebuit să coste la San Francisco cronometrele pe care le-am fi cumpărat în plus? Vreau să spun cronometre bune, luate de ocazie, bineînțeles. Să zicem $100, îi răspunse capitanul. Foarte bine. Și nu uita că asta nu spune un cărpănos. Costul cronometrelor ar fi fost împărțit între noi trei. Plătesc eu tot. Spune-le marinarilor că eu, Simon Nishikanta, dau $100 aur primului care va zări pământ pe latitudinea și longitudinea domnului Greenleaf. Dar marinarii care se îngrămădiseră pe vârfurile catargelor aveau să fie curând dezamăgiți, pentru că nu le fu dat să cerceteze oceanul decât 2 zile și pricina fusese nu numai Doherty, deși ceea ce plănuise și pusese el în aplicare ar fi fost de ajuns ca să le curme căutarea. Într-o zi, Doherty coborâse în cala de la pupa, de sub cabinele de clasă, ca să-și ia rația din lăzile cu sticle de bere încărcate anume pentru el. Numărase lăzile și îi se păru că a greșit, mai aprinsese câteva chibrituri și numărase din nou, apoi răscolise în zadar toată cala, în speranța că va mai găsi lăzi de bere pe undeva. Se așezase pe chepengul care dădea spre cabinele de clasă și se gândise un ceas încheiat. Tot Simon Nishikanta era de vină, evreul care voia să cumpere pentru Mary Turner 2 cronometre și nu 3, el care se declarase de acord să se ia o provizie îndestulătoare care să-i asigure lui Doherty cei 6 litri pe zi, numărase din nou lăzile ca să fie sigur, erau 3. Cum fiecare ladă conținea 2 duzini de sticle, iar rația zilnică era de o jumătate de duzină, nimic mai limpede decât că provizia ce avea în față nu-i putea ajunge decât 12 zile. Și în 12 zile, din acest punct necunoscut, pierdut în plin ocean, se putea ajunge în cel mai apropiat port ca să se facă provizie de bere. Odată hotărârea luată, stewardul nu mai pierdu vremea. Era 12 fără un sfert când ieși din cală, trase chepengul la loc și se grăbi să pună masa. Servi prânzul, abia stăpânindu-se să nu-i răstoarne în cap lui Simon Nishikanta supiera cea mare cu mazăre bătută. La drept vorbind, îl făcea să se stăpânească hotărârea pe care o luase și pe care voia să o ducă la îndeplinire în aceeași după-amiază, acolo jos, în cala principală unde erau depozitate butoaiele cu apă. La 3, pe când lup de mare pe semne că moțăia în cabina lui, iar capitanul Doane, Grimshaw și jumătate din oamenii de cart se îngrămădeau în vârful catargelor încercând să pescuiască Lion's Head-ul din marea de culoare a safirului, Dick Doherty coborâ în cala principală. Aici erau așezate șiruri lungi de butoaie, înghesuite unele în altele, cu culoare între ele. Stewardul trase de sub cămașă un mâner, la care fixă un sfredel de o jumătate de țol pe care îl scosese din buzunarul de la spate. Lăsându-se în genunchi, sfredeli primul butoi în partea de jos până ce apa a început să năvălească pe podea, scurgându-se spre santină. Lucra repede, găurind butoi după butoi de-a lungul culoarului care se pierdea în semi-întuneric
Când ajunse la capătul primului șir de butoaie, se opri o clipă, ascultând gâlgâitul șuvoaielor de apă care se irosea. Urechea lui fină prinse un gâlgâit asemănător din dreapta, dinspre culoarul alăturat. Ascultă mai atent și ar fi putut să jure că aude zgomotul unui sfredel care mușca lemnul tare. O clipă mai târziu, după ce și ascunse sfredelul cu grijă, mâna lui se lăsă pe umărul unui om pe care nu-l putea recunoaște în întuneric, dar care stătea în genunchi și gâfâia, sfredelind de zor într-un butoi. Vinovatul nu făcu nicio încercare să scape, iar când Doherty aprinse un chibrit, văzu fața lui Lupte Mare întoarsă spre el. Zău dacă mai pricep ceva, murmură stewardul uluit, de ce dracu dai drumul la apă? Simți cum trupul bătrânului tremură cuprins de spaimă și se înduioșă. E în regulă, șopti el, nu-ți fie teamă de mine. Cât ai găurit până acum? Toate de pe rândul ăsta, îi șopti bătrânul, n-ai să mă dai de gol la ceilalți. Să vă dau de gol? Râse Doherty încet. La drept vorbind, am intrat în aceeași horă, deși nu prea știu de ce v-ați băgat și dumneavoastră. Tocmai am terminat de găurit rândul de la tribord. Ei și acum, domnule, plecați numai decât și să nu vă vadă nimeni. E încă timp, toată lumea e sus și nu o să bage nimeni de seamă. Am să-i dau eu drumul mai departe și termin treaba. Am să las doar atâta cât să ne ajungă 12 zile. Aș vrea să stau de vorbă cu dumneata, să lămurim lucrurile, șopti Lup de Mare. E în regulă și credeți-mă, domnule, că mor de curiozitate să aud despre ce e vorba. Am să vin în cabina dumneavoastră peste vreo 10 minute și o să fie o vizită în lege. Dar oricare e jocul pe care îl faceți, eu sunt alături de dumneavoastră pentru că și eu urmăresc să ajung cât mai repede în port și apoi am prins slăbiciune și respect pentru dumneavoastră. Acum plecați. În 10 minute sunt la dumneavoastră. Îmi placi, Stewart, îmi placi foarte mult, spuse bătrânul cu glas tremurător. Și mie îmi placeți, pe cinstea mea, mult mai mult decât vânătorii de bani de la pupa, dar să lăsăm asta pe mai târziu. Plecați și în timpul ăsta eu am să termin de scurs apa care a mai rămas. După un sfert de ceas, pe când cei trei vânători de bani erau cocoțați mai departe pe catarge, Charles Stout Greenleaf ședea în cabină la un păhărel. Dick Doherty stătea la masă în fața lui și bea dintr-o sticlă de bere de un litru. Poate n-ai știut, spuse Lup de Mare, că e al patrulea drum pe care îl fac după comoara asta. Nu cumva, dădu să întrebe Doherty, exact, nu există nicio comoară și nici n-a existat vreodată. În orice caz a existat la fel ca și Lionshead, ca șalupa și ca toate lucrurile acelea fără nume. Uimit, Doherty început să se scarpine în cap și zise, bine ne-ați mai dus de nas. Ați izbutit să mă faceți și pe mine să cred în comoara aceea. Steward, mărturisesc că îmi pare bine să aud vorbele astea. E o dovadă că nu mi-am pierdut și retenia, dacă mai sunt în stare să înșel un om ca dumneata. E ușor să înșel pe oamenii care își vând sufletul banului. Dumneata însă ești altfel. Nu trăiești pentru bani. Te-am văzut eu pe dumneata cu câinele dumitale, cu băiatul acela negru și cu berea dumitale. Și tocmai pentru că nu ți-ai vândut sufletul comorii de aur, ar fi mai greu să te pot înșela. Când te gândești ce ușor îi poți duce de nas pe cei care și l-au vândut, ăștia-s marfă proastă. Spune-le că le dai $100 pentru un singur dolar și să-i vezi cum se năpustesc ca lupii. Și dacă le mai spui că le dai 1000 sau 10.000 de dolari pentru unul, înnebunesc de-a binelea. Sunt bătrân, foarte bătrân. Zilele care mi-au mai rămas vreau să le trăiesc așa cum se cuvine, fără griji și respectat. Vă plac călătoriile lungi. Acum încep să înțeleg. Când vasul ajunge prin apropierea locului unde ar fi trebuit să fie comoara, un mic accident, să zicem pierderea proviziei de apă, îi silește să îndrepte vasul spre un port și apoi să ia toată treaba de la capăt. Lup de Mare dădu din cap clipind din ochii lui spălăciți. Prima a fost Emma Luiza. Am izbutit să o port cu astfel de accidente mai bine de 18 luni. Ba, am mai stat și vreo 4 luni la unul dintre cele mai bune hoteluri din New Orleans până să înceapă iarăși călătoria și mi-au mai dat și un acont frumușel, într-adevăr frumușel. Mai povestiți-mi că e foarte interesant,
făcut Doherty și mai dădu o sticlă de bere pe gât. E o treabă bună. Ar trebui să o învăț și eu pentru la bătrânețe, deși pe cinstea mea n-am să mă amestec în treaba dumneavoastră atâta vreme cât trăiți. Bună treabă, n-am ce zice. Mai întâi trebuie să găsești oameni cu bani, cu mulți bani, așa ca oricât ar pierde, să nu-i doară. Și unor astfel de oameni e mai ușor să le stârnești pofta. Pentru că sunt și mai lacomi, îl întrerupse stewardul. Cu cât au mai mulți bani, cu atât vor mai mulți. Chiar așa, reluă Lup de Mare, și la urma urmei toți se aleg cu ceva. Călătoriile pe mare le fac tare bine. La drept vorbind, eu nu le fac niciun rău, ba chiar îi ajut să fie mai sănătoși. Dar cicatricele de pe față și degetele acelea lipsă, va să zic că nu v-ați ales cu ele de pe urma luptei din șalupă când v-a spintecat șeful de echipaj? De unde, dracule, aveți atunci? O clipă, domnule, să vă umplu mai întâi paharul. Și după ce îl umplu din nou, Charles Stout Greenleaf îi povesti istoria cicatricelor sale. În primul rând, trebuie să știi, Stuart, că eu sunt de familie bună. Numele meu e trecut în istoria Statelor Unite încă înainte de a fi existat Statele Unite. Am terminat al doilea o universitate, al cărui nume îl trec sub tăcere, iar numele pe care îl port acum nu e al meu. L-am ticluit din mai multe altele. Am avut parte numai de nenorociri în viață. În tinerețe am fost ofițer de marină, deși, drept să spun, niciodată nu mi-a călcat piciorul pe Wide Awake, un vas pe care l-am scornit și eu de nevoie. Cu cicatricele de care m-ai întrebat și cu degetele lipsă, uite cum a fost. Totul s-a întâmplat într-un vagon de dormit într-o dimineață, când mă trezisem târziu. Cum era înghesuială în vagon, am trebuit să mă mulțumesc cu o cușetă de sus. Nu e mult de atunci, doar câțiva ani. Eram un om bătrân. Veneam din Florida, ciocnirea s-a produs pe un pod înalt. Trenul a sărit de pe linie și câteva vagoane s-au prăbușit în gol, la 90 de picioare, în albia unui râuleț. Apă nu prea avea râulețul, dar mai rămăsese o baltă, lată de vreo 5 metri, adâncă de vreo jumătate de metru. Restul numai bolovani și în balta asta am nimerit eu. Uite cum s-au petrecut lucrurile. Tocmai îmi trăsesem pantofii, pantalonii și cămașa și mă pregăteam să mă dau jos. Ședeam pe marginea cușetei cu picioarele atârnate în jos când s-au ciocnit cele două locomotive. Paturile din față, atât cel de sus cât și cel de jos, fuseseră făcute de omul de serviciu și așa m-a prins. Stăteam cu picioarele atârnate, fără să știu unde se află trenul, pe un pod sau pe câmp. M-am trezit zburând ca o pasăre în turla unei biserici. Am nimerit pe fereastră, cu capul înainte, tot sucindu-mă și răsucindu-mă, mai mult decât mi-ar fi făcut plăcere, până ce am ajuns în albia râului, o cădere de vreo 90 de picioare. Și numai o minune m-a salvat când am nimerit cu nasul în baltă. Să fi tot avut o jumătate metru adâncime, am căzut pe burtă și pe semne că asta mi-a amortizat căderea. Am fost singurul supraviețuitor din tot vagonul, care s-a sfărâmat la vreo 10 metri mai încolo. N-au găsit decât cadavre în el. Când m-au scos din baltă, mai trăiam. Și după ce chirurgii și-au făcut atoria, nu mai aveam degetele de la mână, iar pe față mi-a păruse cicatricea asta. Și încă ceva de care n-ai cum să știi, de atunci am trăit cu astea mai puțin. N-am depus nicio plângere. Gândește-te, ceilalți din vagon muriseră cu toții. Din nenorocire pentru mine călătoream cu permis, așa că nu puteam să dau în judecată compania și uită-te la mine, singurul om care a plonjat vreodată de la 90 de picioare într-o baltă adâncă doar de jumătate de metru și care a apucat să mai poată povesti întâmplarea. Steward, te rog, umple-mi paharul. Dick Doherty se supuse și, ațățat de curiozitate, mai desfundă o sticlă de bere. Continuați, continuați, murmură el cu o răgușeală în glas, continuați povestea cu comoara. Mor să aflu, în cinstea dumneavoastră. Aș putea să spun, steward, reluă Lup de Mare, că m-am născut cu un bănuț de aur în gură și că am fost un adevărat fiu risipitor. Și pe deasupra am avut și o fire mândră care nu se lăsa încovoiată. Nu din pricina unui păcătos de accident de cale ferată, ci pentru alte lucruri care s-au petrecut mult înainte și după accident,
A vrut familia mea să mă lase să mor, iar eu am lăsat-o să trăiască acolo în legea ei. Asta e tot, am lăsat-o să trăiască în legea ei. De altfel, nici nu era vina mea. Nu m-am plâns niciodată și n-am spus nimănui nimic și așa mi-am păpat tot bănuțul de aur. Bumbac în mările sudului, cacao în Tonga, cauciuc și mahon în Yucatan. Și de vrei să știi, am ajuns să dorm prin aziluri și să mănânc lături prin ospătăriile din East Side și nu odată în miez de noapte am stat la coadă la pomană pentru o bucată de pâine cu frica în sân ca nu cumva să mă apuce leșinul înainte de a lua ceva în gură. Și nu v-ați plâns niciodată familiei? Murmură Dorothy, admirativ când bătrânul tăcu. Lup de mare și îndreptă umerii dându-și capul pe spate, apoi și-l plecă și reîncepu. Nu m-am plâns niciodată. Am intrat într-un azil, azilul municipal, cum îi spun eu. Duceam acolo o viață îngrozitoare. Trăiam ca un animal, 6 luni de-a rândul am dus-o așa și pe urmă am plecat. M-am apucat să-l făuresc pe Wide Awake. L-am construit bucată cu bucată și am întărit carena cu aramă, i-am ales catargele și fiecare scândură în parte și eu însumi am angajat întreg echipajul, de la ofițer până la matelot, după care, cu ajutorul unor cămătari, l-am armat și am pornit-o spre mările sudului și spre comoara îngropată la un stânjen sub nisip. Știi, lămuri el, toate astea s-au petrecut doar în închipuirea mea, pentru că tot timpul am fost țintuit în azilul acela de nenorociți. Lup de mare se posomorâ dintr-o dată și o expresie de cruzime îi se întipări pe față, mâna lui dreaptă țâșni spre încheietura mâinii lui Dorothy, prinzând-o cu degetele ei uscate ca de oțel. A fost greu și a durat mult până să pot ieși din azil și să-mi încropesc sărmana mea aventură cu Wide Awake. 2 ani în șir am lucrat în spălătoria azilului pentru $1.50 pe săptămână. Am muncit cu o singură mână, ajutându-mă cât puteam de cealaltă, schiloadă, alegând îmbrăcămintea murdară și împăturind cearșafuri și fețe de pernă până ce simțeam că mi se frânge spatele și fiecare bucățică din locul de unde îmi lipseau coastele. Dumneata, ești încă tânăr, nu știi. Zâmbind, Dorothy negă și-și trecu mâna prin coama lui încărunțită. Ești încă tânăr, steward, repetă Lup de Mare cu o umbră de supărare. Dumneata n-ai trăit niciodată departe de viață. La azil ești departe de viață. Acolo nu există nici urmă de respect, nu numai pentru vârstă, dar nici măcar pentru viața omului. Cum să-ți spun, nu ești mort, dar nici viu nu ești. Ești ceva care odată a fost viu și care acum e pe ducă. De obicei, leproșii sunt tratați așa, sau nebunii. Asta o știu eu prea bine. În tinerețe, când eram pe mare, un camarad de-al meu, un locotenent, a nebunit. Îl apucau câteodată furiile și ne luptam cu el, îi suceam brațele, îi învinețeam carnea și, gâfâind, ne urcam pe el și îl legam ca să nu se mai poată desface și să ne facă vreun rău nouă lui și vasului, iar el, care mai trăia, era mort pentru noi. Înțelegi? Nu mai făcea parte dintre noi, nu mai era om ca noi, era altceva. Asta e, altceva. Și tot așa, la azil, noi, cei care nu eram încă îngropați, eram altceva. Mai auzit pălăvrăgind despre iadul din șalupă, ei bine, iadul acela era o distracție în comparație cu azilul. Mâncarea, murdăria, ocara, persecuția, adevărata animalitate. 2 ani de-a rândul am lucrat pentru $1.50 pe săptămână la spălătorie și închipuiește-ți că eu, care m-am născut cu un bănuț de aur în gură și încă ce bănuț, steward, închipuiește-ți că eu, cu oasele mele bătrâne care mă dureau, cu pântecul meu care mai purta amintirea bunătăților din tinerețe, cu cerul gurii încă sensibil și care nu pierduse glasul, gustul delicateselor pe care îl prinsese în anii tinereții, cum îți spun, steward, închipuiește-ți că eu, care fusesem întotdeauna mână spartă, agoniseam dolarul acela și jumătate ca un calic, fără să cheltuiesc un penny pe tutun, fără să-mi îndulcesc viața, cumpărându-mi câteodată ceva mai ca lumea, care ar fi îndulcit nenorocita existența stomacului meu, care protesta împotriva mâncării proaste cu neputință de digerat.
Furam tutun, mahorcă proastă de la sărmanii mei tovarăși care abia își mai țineau zilele și erau cu un picior în groapă. Și când l-am găsit într-o dimineață pe Samuel Merivel, mort în patul de alături, mai întâi l-am scotocit bine prin buzunarele pantalonilor lui vechi și ponosiți pentru jumătatea aceea de pac de tutun, care știam că e toată averea lui, și apoi m-am dus să dau de veste că murise. Ehe, steward, eram foarte grijuliu cu dolarul acela și jumătate. Îți dai seama? Îți dai seama? Eram ca un biet prizonier care își croia drumul a nevoie cu un mic fierăstrău și mi l-am croit. Scoase un strigăt ascuțit de triumf. Mi l-am croit, steward. Dec Doherty întinse sticla de bere, spunând pe un ton grav și sincer, în cinstea dumneavoastră, domnule. Îți mulțumesc, domnule, și cred că ai înțeles, îi răspunse solemn Lup de Mare la această urare, ciocnind paharul și dând conținutul peste cap, odată cu stewardul. Și așa, la ieșirea din azil, ar fi trebuit să am 156 de dolari, urmă bătrânul. Am pierdut însă 2 săptămâni din pricina gripei și o altă săptămână cu blestemata aceea de pleurezie. Așa că din locul acela al morții vii, n-am putut pleca decât cu 151 de dolari și 50 de cenți. Înțeleg, îl întrerupse Doherty cu admirație sinceră, și ferăstrăul cel mic s-a prefăcut într-o rangă și cu ajutorul ei v-ați reîntors la viață. Chipul brăzdat de cicatrice și ochii spălăciți ai lui Charles Stout Greenleaf se luminară pe când ridica paharul. În cinstea dumitale, steward, ai spus lucrurilor pe nume. M-am reîntors la viață. Așa e. Suma aceea mică și vrednică de milă pe care o agonisisem în 2 ani de chinuri a fost o adevărată rangă pentru mine. Cum să-ți spun, era o sumușoară pe care odinioară, când mai aveam încă ceva avere, o puneam nepăsător ca miză la un singur joc. Și cum spuneai dumneata, m-am întors ca un spărgător să pătrund în viață și am ajuns la Boston. Steward, dumneata te pricep grozav de bine să alegi vorbe frumoase. Închin paharul în sănătatea dumitale. Din nou, sticla și paharul se întâlniră. Cei doi băură deodată și, privindu-se în ochi, își citiră unul altuia în privire cinste și înțelegere. Numai că ranga era mică, steward. N-am îndrăsnit să mă las cu toată greutatea pe ea ca să lovesc așa cum trebuia. Am închiriat o odaie într-un hotel mic, dar cu nume bun, care arăta ca unul european. Mi se pare că ți-am spus că toate astea se petreceau la Boston. Ei bine, nu știi ce grijă aveam de ranga mea. Mâncam doar atât cât să-mi țin zilele. Aveam însă grijă să plătesc altora de băut și comandam băuturi alese și făceam asta cu un aer de om înstărit, lucru care avea darul ca tot ceea ce spuneam eu să fie crezut. Și așa, la un paharel care de altfel era singurul lucru adevărat, steward, se țesea povestea mea cu Wide Awake, cu șalupa și locurile fără nume, cu comoara ascunsă la un stânjen sub nisip. Și în toate astea era literatură, era psihologie, mirosea ocean, a pirați îndrăsneți și a cuceriri de conquistadori. Ai văzut pe pita pe care o port la lanțul de la ceas, steward? Ei bine, pe atunci nu mi-aș fi putut permite să am așa ceva. În schimb, vorbeam despre aur, aur californian, despre grămezi și grămezi, de lingouri descoperite în săpăturile ce se făcuseră în 49 și 50. Înțelegi? Aici era literatură și imaginație. Mai târziu, după ce am plecat pentru prima oară din Boston, am făcut rost de ceva bani ca să-mi pot cumpăra o pepită. Aceasta era momeala la care trage peștele și, tot ca peștele, se prindeau și ei. Inelele pe care le vezi la mâna mea, tot momeala au fost. Astăzi nu mai întâlnești astfel de inele. Când am intrat în bani, le-am cumpărat. Uite de pildă la pepita asta. Eu încep să vorbesc și să mă joc cu ea absent, povestind despre uriașa comoară de aur pe care am îngropat-o sub nisip, și deodată pepita îmi trezește amintiri. Și încep să vorbesc despre șalupă, despre setea și foamea care ne chinuiau și despre al treilea ofițer, un flăcău tare, chipeș, căruia nu-i dăduseră încă tuleele și care avea obiceiul să pună pepita în loc de plumb la undiță. Dar să ne întoarcem la Boston. Luasem obiceiul să mă prefac că sunt amețit de băutură
și începeam să le torn într-una gogoși pretinșilor mei prieteni, oamenii pe care îi disprețuiam ca pe niște prostănaci ce erau. Din toate astea mi s-a dus însă faima și într-o bună zi m-am trezit cu un tânăr reporter care venise să-mi ia un interviu în legătură cu comoara și cu Wide Awake. M-am arătat supărat și tare indignat. La drept vorbind, Stuart, nu eram chiar atât de supărat și de indignat. În adâncul sufletului meu mă bucuram grozav la gândul că tânărul reporter aflase destule amănunte de la prietenii mei. Ziarele de a doua zi rezervară două coloane sub titluri mari istorisirilor mele. Și curând începură să curgă și ofertele. Eu le studiam cu luare aminte, mulți dintre cei care voiau să se aventureze după comoară nu aveau nici ei bani, pe aceștia îi respingeam și eu coleam și între timp continuam să aștept și să mănânc din ce în ce mai puțin, pe măsură ce micul meu capital se topea. Atunci a apărut el, doctorul cel tânăr și vesel, doctor în filosofie, bineînțeles pentru că era foarte bogat. Când l-am văzut, inima a început să-mi zvâcnească de bucurie. Tot ce mai aveam erau 28 de dolari, după care nu mai rămânea decât azilul sau moartea. Mă și hotărâsem ca mai degrabă să-mi pun capăt zilelor, decât să mă mai întorc în tovărășia aceea tristă la moartea vie din azil. Și precum vezi, nici nu m-am întors și nici n-am murit. Tânărului și veselului meu doctor i se aprindea sângele la gândul mărilor sudului și l-am făcut să simtă în nări toată adierea miresmată a acelor tărâmuri îndepărtate și n-a trebuit decât să-i atâț închipuirea, vorbindu-i despre minunăția alizeilor și a cerului ce se boltește peste acele ținuturi, peste care suflă musonul, despre insulele cu palmieri și despre mările de corali. Doctorul era o fire zvăpăiată și arunca în stânga și în dreapta cu banii. Era îndrăsneț ca un pui de leu, mlădios și frumos ca un leopard și nebun de legat. Atâtea drăcovenii și sminteli tot scormonea mintea lui fără pereche. Și cum îți spuneam, Stuart, înainte de a porni pe șunărul de pescuit Gloucester, pe care doctorul îl cumpărase, iaht, nu glumă, care lăsa în urmă multe altele, m-a dus la el acasă să-l sfătuiesc ce echipament să-și ia. Și pe când inspectam noi una din cabinele cu instrumente de bord, mi se adresă dintr-o dată: mă întreb cum va primi iubita mea o absență atât de îndelungată. Dumneata, ce crezi? Să vină și ea? Nu știam că era însurat sau că avea vreo iubită și m-am arătat surprins și neîncrezător. Tocmai pentru că nu crezi, am să o iau cu noi, îmi râse el în față răutăcios ca un apucat. Hai să ți-o arăt. Mă conduse de-a dreptul în dormitor la patul lui, dădu la o parte cuvertura și mi-o arătă cum zăcea acolo, dormind de multe mii de ani, mumia zveltă a unei tinere egiptene. Și ne-a însoțit în lunga și zadarnica noastră călătorie spre mările sudului și înapoi, și pe cinstea mea, Stuart, am ajuns să mă îndrăgostesc și eu de ea. Lupte mare se uita visător în pahar. Dick Doherty folosea această întrerupere ca să întrebe: dar doctorul cel tânăr ce a zis că n-ați găsit nicio comoară? Chipul lui lup de mare se lumină. Mi-a pus o mână pe umăr, spunându-mi că sunt un bătrân șmecher, dar tare simpatic. Ehe, Stuart, ajunsesem să-l iubesc pe tânărul ăsta ca pe un copil cu care te mândrești. Și așa cum stătea el cu mâna pe umărul meu, și trebuie să-ți spun că în gestul ăsta se putea citi mai mult decât bunătate, îmi spuse că nici nu ajunsesem noi bine la fluviul, la plata, că îmi și dibuise jocul. Râzând și bătându-mă de câteva ori pe umăr, și asta era mai mult o mângâiere decât un semn de bună dispoziție, îmi arătă ce lucruri se băteau cap în cap în povestirea pe care o ticluisem eu. De altfel, mulțumită lui, am și corectat-o și mai spuse că această călătorie îi plăcuse foarte mult și că mi-era îndatorat pe viață. Ce puteam face? I-am spus adevărul. Lui am destăinuit până și numele meu de familie și toată rușinea de care salvasem acest nume, ascunzându-l. El mi-a pus mâna pe umăr, zău așa, și lup de mare, căruia i se pusese un nod în gât, se întrerupse din vorbă și din ochii lui umezi i se prelinse o lacrimă pe obraz. Dick Doherty închină în tăcere și băutura îl făcu pe bătrân să-și vină în fire.
Mi-a spus să vin să stau cu el și chiar în ziua în care am acostat la Boston, m-a dus la el acasă, o casă mare și singuratică. Mi-a spus că va aranja el cu avocații. Era un gând care i-a țâța mereu imaginația ca să mă adopte. Am să te adopt, mi-a spus el. Am să te adopt și pe dumneata și pe Iștav. Acesta era numele fetiței, al mumiei. Așadar, Stuart, iată-mă întors la viață și pe cale de a avea o situație legală. Numai că viața este foarte amăgitoare. N-au trecut decât 18 ceasuri și în dimineața următoare l-am găsit mort în pat cu mumia lui mică lângă el. Să fi fost vreo criză de inimă sau vreun vas care a plesnit în creier, nu știu și n-am aflat niciodată. I-am rugat și am stăruit pe lângă ai lui să îngroape împreună pe el și mumia, verii și mătușile lui. Erau însă oameni aspri, reci, de prin Noua Anglie și au trimis-o pe Iștav la muzeu, iar mie mi-au pus în vedere ca într-o săptămână să părăsesc casa. Eu am plecat într-un ceas și înainte de a-mi da drumul să ies, mi-au scotocit micul meu bagaj. M-am dus la New York, jocul era același, numai că aveam mai mulți bani și îl puteam juca mai bine, tot așa și la New Orleans, la Galveston. Am plecat apoi în California. Acum sunt la a cincea călătorie pe mare. Mi-a trebuit mult până să le trezesc interesul ăstor trei și până să semneze contractul, eu ajunsesem să-mi cheltuiesc toată mica mea rezervă de bani. Și ce să-ți mai spun, au fost tare calici. N-am izbutit să scot de la ei un ban înainte. Nici gând de așa ceva. Eu însă așteptam să-mi vină apa la moară și între timp aveam grijă să fac să se urce nota la un hotel de primă mână la care stăteam și pe deasupra mi-am comandat o porție bună de lichioruri și țigări pe care le-am trecut în contul șunărului. Ce mai tărăboi a fost! Turbaseră toți trei și numai că nu-și smulgeau părul din cap, pe al lor și pe al meu. Ziceau că așa ceva era peste poate. Eu m-am îmbolnăvit atunci pe dată și le-am arătat că mă calcă pe nervi, că îmi fac greață toți trei. Și cu cât turbau ei mai mult, cu atât mai mă îmbolnăveam mai tare. Până la urmă s-au dat bătuți și deodată mi-a trecut și mie boala. Și iată ne ajunși aici, fără apă, cu perspectiva de a ne îndrepta curând spre marchize să ne umplem butoaiele. După aceea se vor întoarce din nou ca să-și încerce norocul. Credeți? Știu eu de alții și mai și Stuart, zâmbi lup de mare, fără doar și poate că o să se întoarcă. Ehe, știu eu cu cine am de-a face. Sunt niște smintiți, cărpănoși și lacom. Smintiți, toți sunt niște smintiți, un vas cu smintiți. Se bucură Doherty, repetând cuvintele pe care le rostise acolo jos în cală pe când găurea ultimul butoi, ascultând gâlgâitul apei care se scurgea pe fundul vasului și își râdea în barbă că îl descoperise pe lup de mare, jucând în aceeași horă cu el.